Alte 8 proiecte depuse de către Consiliul Județean pentru atragerea de fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență. Asta după ce județul a primit deja o finanțare record de peste 5,3 milioane de euro pentru restaurarea mai multor obiective din patrimoniul cultural național. Noile documentații vizează reabilitarea mai multor clădiri valoroase din întreg județul, inclusiv sediile unor instituții din subordinea Consiliului Județean. O serie de noi 8 proiecte sunt depuse recent pentru a obține finanțare prin PNRR. Este vorba de reabilitarea și creșterea eficienței energetice pentru mai multe imobile din Deva, Petroșani și Uricani. Una dintre clădiri este sediul actual al Consiliului Județean. Al proiect vizează tocmai construcția abandonată din zona Opera din centrul Devei. E o lucrare care, știți bine, de 20 și ceva, 30 de ani de zile, 25 de ani de zile, nimeni n-a mai pus mâna să facă ceva. Nu este posibil să o lăsăm așa în paragine și trebuie să o facem. Am făcut un program și cred că este foarte bun. Președintele Consiliului Județean, Laurențiu Nistor, spune că se vor repara și moderniza atât sediul Direcției pentru Protecția Copilului din Deva, dar și clădirea instituției din Uricani. Se intenționează și reabilitarea clădirii unde funcționează acum secția de pediatrie, cea a teatrului din Petroșani, dar și clădirea muzeului. Avem un muzeu, îl știți și dumneavoastră, extraordinar. Cel puțin vizitatorii care vin și vizitează acest muzeu și exponatele care sunt depuse în muzeu sunt apreciate la cele mai înalte cote. Nu puține județe se pot lăuda cu ceea ce avem noi la muzeul nostru, exponatele puse acolo, și cred că pentru aceasta trebuie să facem tot ce este posibil ca muzeul să fie reabilitat, să fie modernizat și într-adevăr vizitatorii să vadă că într-adevăr, în județul Hunedoara se pune bazele pentru a cunoaște istoria noastră și mai ales istoria, să zic așa, a cetăților dacice, care spun mult despre istoria poporului român. Conducerea Consiliului Județean spune că este convinsă că se vor câștiga aceste proiecte. Realizarea lucrărilor la aceste construcții vor duce la modernizarea lor, dar și la scăderea costurilor și facturilor lunare pentru utilități.